Dragii, cunoașteți vorba aia, dacă n-ai un bătrân acasă, să ți-l cumperi. Mergând după același principiu, dacă n-ai un fraier acasă, să ți-l cumperi. Ups. Da, o să-mi pară rău pentru începutul ăsta, dar îi dau înainte pentru că nu mai am cale de întoarcere. Da, dragii mei, astăzi suntem aici pentru că vreau să vă vorbesc încă o dată, pentru că am mai vorbit o dată, despre noul meu aparat air fryer pe care mi l-am achiziționat de ziua mea cu bănuții din partea părinților mei. Fac acest clip pentru că mi-a fost solicitat de unii dintre voi. Mi s-a cerut să revin cu păreri despre friteuza mea cu aer cald, pentru că de asta vorbim, despre asta vorbim. Și iată-mă în fața voastră să vă dau mai multe detalii despre aparatul meu și să gătim. Gătim este mult spus, dar haideți să spunem să preparăm o mâncare obișnuită la acest aparat minunat. Să o luăm de la capăt. Acum, cine a văzut clipul de atunci, de când vă prezint cadourile de ziua mea, poate să dea skip, pentru că o am să mă repet în anumite informații, dar n-am ce să fac. Pentru cine nu a văzut clipul, rămâneți aici să vă spun câteva lucruri despre noua mea achiziție. Da, de ziua mea mi-am cumpărat această friteuză cu aer cald de la Tristar, marca Tristar, de pe EMAG și am dat 320 de lei pe ea. A fost o achiziție așa, nu știu, neașteptată, pentru că nu sunt adepta acestor aparate sau nu știu, nu sunt o gospodină din aia împătimită de aparatură, de da, să gătească, să stea toată ziua în bucătărie. Dar tocmai din această pricină am optat pentru acest aparat, pentru că am văzut că se gătește ușor, rapid și dietetic, sănătos și tot ce vreți voi, toate calitățile în acest aparat. Și atunci am spus că din bănuții pe care mi-au dat părinții mei să-mi cumpăr acest aparat minune. Și da, credeți-mă, este un aparat minune, am gătit la el de vreo 3 ori, cred, și ușurează munca unei gospodine în bucătărie de nu vă puteți imagina. În primul rând este micuț, îl poți pune oriunde în bucătărie. Sau cel puțin eu așa îl văd, nu este un aparat de mari dimensiuni, așa să spui că n-ai unde să-l pui. Eu chiar îl pun pe blatul de aici de la chiuvetă. Așa. Apoi, este ușor de întreținut, foarte ușor de întreținut. Nu sar stropii de ulei, nu trebuie să ștergi, nu nimic, ci o să vedeți imediat cum funcționează totul. Și în plus, gătești rapid și sănătos, pentru că, încă o dată, nu știu dacă am precizat, este o friteuză pe bază de aer cald, nu cu ulei, așa cum eram învățați la friteuzele vechi, acelea în care găteam într-o baie de ulei, scufundam acolo mâncarea și ieșea ceva pentru care am un dislike total, dacă pot să spun așa. Da. Revenind la acest aparat, haideți să vă spun că l-am ales pentru că este mare, pentru că are o capacitate de 4,5 litri, XXL este. Cunosc aparatul acesta sau am fost influențată să mi-l cumpăr pentru că l-are și băiatul la București, dar îl are într-o capacitate mai mică, de 2,5 parcă sau 2,6. Puterea lui este de 1500W, nu știu dacă e mare, e mică, în schimb să știți că umblând după el pe diferite site-uri, nu cred că am văzut unul de o putere mai mare. Și pentru restul calităților despre care deja v-am vorbit, pentru că gătește fără ulei, este rapid, totul se face rapid și dietetic sănătos. Am și aici pe cutie niște sugestii de prezentare, de mâncăruri. Observați, carne, cartofi și aici, carne, cartofi, legume, dar și culmea este plăcinte, brioșe, se pot face la acest aparat. Nu știu, n-am încercat, probabil că dacă o să fac treaba asta, o să vă arăt și vouă cu siguranță pe un clip. Și haideți să facem și prezentarea aparatului așa în mare. Aparatul este frumos, în primul rând, are un design modern, așa futurist. Este negru cu ceva argintiu aici. Este foarte simplu de folosit pentru că n-am decât două butoane, un timer, un temporizator din acesta și un termostat. Timerul ajunge până la 60 de minute, adică o oră, și termostatul până la 200 de grade Celsius, dar nici n-ai nevoie de mai mult de atât. Ceea ce este foarte important sau ceea ce este foarte bine la acest aparat este faptul că poți
să dai, de exemplu, timerul la 60 de minute, verifici mâncarea și în momentul în care ea este făcută, revii la zero. Adică poți să faci treaba asta, nu e nicio problemă. Am aici două LED-uri, un LED care arată că funcționează și un LED care arată temperatura. Acesta rămâne aprins pe toată durata procesului de coacere, frigere și așa mai departe, iar acesta se întrerupe când și când, probabil că în momentul în care se atinge temperatura dorită, se oprește. Și am și aici niște sugestii de timp și temperaturi maxime pentru cartofi congelați, de exemplu, cartofi proaspeți, friptură, brioșe și așa mai departe. Apoi, cel mai important lucru este faptul că se scoate această cuvă care este, v-am spus, destul de mare. Am ales-o ca să fie mare și să putem pregăti pentru toți odată mâncarea, nu pe rând, pentru că atunci când capacitatea este mică, vă dați seama că se poate pregăti o mică cantitate de mâncare pentru o singură persoană, maxim două, maxim orum. Am și un grill pe care pot să-l folosesc în momentul în care vreau să fac grătar. Pereții acestei cuve sunt foarte de calitate, sunt dintr-un material foarte calitativ și se întreține foarte, foarte ușor prin spălare pur și simplu cu buretele din dotare și detergent pentru vasă. Nu știu ce aș mai putea să mai adaug, dragii mei, la tot ceea ce am spus. O să las faptele să vorbească. Important este că dacă nu v-ați achiziționat un astfel de aparat, luați în considerare acest clip și tot ce vă spun, pentru că, vă spun sincer, nu știu de ce nu am făcut acest pas mai devreme. Dar gata cu vorba multă și haideți să facem și treabă, pentru că deja este ora prânzului și vine soțul acasă înfometat și știți voi că nu trebuie să te pui cu omul flămând. Așa că eu astăzi m-am gândit să vă prezint ca o sugestie niște cartofi cu un hamburger de vită pe care l-am cumpărat de la Lidl. De fapt, doi, pentru că suntem doi și amândoi mâncăm, din păcate. Am tăiat deja cartofii, sunt niște cartofi noi. I-am tăiat așa, țărănești, da? Fac niște cartofi țărănești, cum ar veni. Și eu am să-i condimentez un pic și am să-i și stropesc cu un pic de ulei, deși știți că aparatul acesta merge, funcționează și fără ulei, dar eu prefer să îi spreiez un pic așa cu acest ulei extra virgin de la Solenmar, cumpărat tot din Lidl, azi sunt pe Lidl, peste care am să pun, evident, piper. Cât mai mult piper, usturoi granulat, și boia dulce afumată de la Colonial, care îmi place foarte, foarte mult și pe care o folosesc la aproape toate mâncărurile, pentru că dă și o culoare frumoasă preparatului, dar și gust foarte bun. Vedeți că amestec aici ca să acopere toți cartofii. Am să dau drumul la aparat la 40 de minute. Ăsta este avantajul aparatului, că pot să mă joc cu termostatul și cu timerul cum vreau eu. Eu dau la 40 de minute, dar evident dacă constat că mâncarea este gata, am să închid și am să dau la 180 de grade și o să preîncălzesc puțin, timp de 5 minute. Am să scot grilul acesta pentru că nu vreau să-l folosesc. Și după cum auziți, a pornit. Observați că s-au aprins cele două LED-uri. Asta înseamnă că funcționează, încălzește și noi așteptăm 5 minute pentru a băga mâncarea în air fryer. Între timp am să scot acești frumoși hamburgeri de vită și hamburgerii mei arată așa. Miros foarte bine. Au, să știți, 98% carne de vită și sare și piper. Eu am să pun suplimentar și un pic de usturoi granulat. Și așteptăm să treacă cele 5 minute. Cele 5 minute au trecut, așa că haideți să adăugăm cartofii.
Vedeți că am acest vas care este destul de mare, cum vă spuneam și în clipul în care vi l-am prezentat pentru prima dată. Iar deasupra am să pun hamburgerii. Nu am mai încercat niciodată să fac și carnea și cartofii în același timp, dar vedem acum, sau văd odată cu voi acum, dacă funcționează. Cam așa arată totul acum. Băgăm și revenim după câteva minute. Și am revenit în bucătărie, miroase demențial, vreau să mă credeți pe cuvânt. Sper că ați văzut că n-am sărat absolut deloc cartofiorii, pentru că mi-e teamă că hamburgerii sunt sărați, nemai făcându-i niciodată, n-am de unde să știu. Și atunci fiecare își va pune farfurie câtă sare dorește, dar noi nu suntem iubitori de sare oricum. Și haideți să vedem care e situația la momentul acesta. Arată foarte bine. Oh, și miroase incredibil. Da, e posibil ca hamburgerii să se facă mult mai repede fiind la suprafață, dar nu e problemă. Și avantajul mare al acestui aparat este faptul că oricând poți să scoți recipientul de aici, se opresc toate funcțiunile și poți să-ți verifici mâncarea. Așa că mai aștept și revin după câteva minute. Timpul aproape s-a scurs, știți că am pus 40 de minute, suntem aproape de final și aș vrea să auziți și voi bipul de final. Între timp eu am mărit temperatura la 200 pentru că aș vrea să mâncăm astăzi totuși și la momentul acesta situația se prezintă în felul următor. După cum vedeți, hamburgerii sunt aproape făcuți pe partea asta. Eu am să-i întorc invers pentru că vreau să fie pătrunși pe ambele părți. Cartofii mai trebuie lăsați. Așa că am să mai pun încă 40 de minute după ce ajungem la sfârșitul primului ciclu de coacere. Un mic sfat am pentru voi și anume atenție la ustensilele cu care întoarceți mâncarea în recipient, pentru că ar trebui să fie de silicon sau de lemn, cred, pentru că e posibil să stricați pereții vasului și nu cred că asta ne dorim. Și observați cât este de practic, cât este de curat, n-am murdărit decât acel casronel pentru cartofi, aici nu sare nimic, nu se întâmplă nimic. Și un alt lucru foarte important este că putem să mai dăm iarăși timp răgaz coacerii și să mai setăm încă o dată un timp pentru terminarea coacerii mâncărurilor, ceea ce și eu voi face după ce auzim pipul. Și după cum observați, este și foarte silențios acest aparat, nu scoate sunete din acelea enervante, poți să te înțelegi, poți să vorbești la telefon, așa că da, sunt foarte, foarte încântată de el și abia aștept să auzim pipul final. Evident că în timp voi cunoaște aparatul și voi ști exact la ce temperatură și la ce timp să pun diferitele mâncăruri, dar pentru prima dată bâșbâim până învățăm. Mi-am pregătit și un instrument de silicon pentru întoarcerea cartofilor. Și sunetul final a fost scos. Verificăm din nou starea lucrurilor. Observați că hamburgerii pe partea aceasta încep să se rumenească. Cartofii încep și ei să se rumenească, dar au un pic de zeamă care trebuie să se evapore. Și încerc să mai umblu un pic la cartofi, fără să deranjez hamburgerii de aici. Am să și gust un cartofior. Mai trebuie. Așa că îi bag la loc și setez o oră, ca să fiu sigură. Și el a repornit. Și au mai trecut 20 de minute și am venit să verific mâncarea mea. Deja nu mai putem de foame. Soțul încă n-a venit din fericire. Wow! Da, burgerii sunt făcuți așa că am să-i scot și am să las doar cartofii, care, după cum vedeți, sunt rumeniți, doar că le mai trebuie un pic așa, o extra rumenire. Nouă ne plac un pic mai rumeniți, așa că probabil că am să mai las vreo
10 minute și opresc, timp în care gospodina poate face orice, inclusiv unghiile. Așa că mai băgăm o dată și haideți să vedem dacă e gata mâncărica mea după cât ar veni 30, hai să spunem 30 de minute și cu 40 înainte, o oră și 10 minute. O, da, cartofiorii mei sunt foarte, foarte rumeniți. Deci e momentul să punem în farfurie. Oprim aici. Vedeți? Scoatem și din priză. Și cam asta a fost. Revin după ce pun mâncărica în farfurie să vă arăt și vouă rezultatul. Și cam așa arată farfuria mea. Nu mă prea pricep eu la plating, dar credeți-mă că gustul este divin. Așa că sper că v-a plăcut ceea ce a ieșit, sper că v-a plăcut și clipul meu și la fel sper că voi reveni pe canal cu alte idei de preparate pe care să le faceți la un astfel de aparat. Până data viitoare, vă pup și vă iubesc!